Ocupă-te de suflet. Ocupă-te de suflet, ca de un prieten drag. Sufletul are nevoie de o vorbă bună, de o mică îmbrățișare, de mici atenții. Nu pierde clipa fără să te gândești, să-i mulțumești sufletului tău. Tot ce îi oferi, el îți întoarce înapoi înzecit. Este prietenul care nu te părăsește la nicio răscruce a vieții tale. Petreceți împreună toate răscrucile. Și pe bune și pe cele rele, în egală măsură. Ascultă muzica din jurul tău. Peste tot ești înconjurat de sunete ale naturii vii. Oprește-te să asculți muzica sublimă, divină, a naturii tale. Ce este în tine se armonizează cu ce este în exteriorul tău. Emiți continuu sunete ce te pot tămădui sau te pot îmbolnăvi. Dacă nu vei tulbura cu nimic această muzică, nu te vei îmbolnăvi niciodată. Muzica asta te învață armonia, puritatea, viața, care se mișcă de colo până colo, pentru a însufleți și a crea la nesfârșit.